puțin frustrant, mai ales dacă vrei să ajungi așa de subțire și plăcut cum am ajuns eu. O secundă pe limbă nu înseamnă neapărat o viață pe șolduri dacă mergem și notăm 400.000 de metri. Bonjouric, bonjouric, et soyez les bienvenus à l'assiette d'Exarhu, adică eu, adică moi. Astăzi sărbătorim Ziua Franței, așa că vive la France, etc., cum spunea domnul nostru Serge Gainsbourg. Și în rest, am făcut un clafoutis, atâta ne-a dus capul, atâta i-a dus pe francezi. Oricum, ei îl fac, dar îi spun altfel peste tot, pentru că schimbă fructele. La mine nici nu știu cum se numește ăsta cu vișine fără sâmburi, nu există în literatura franceză, nu e nici flan, nu e nici far de Bretagne, mă rog. Deci, până una alta, rămâneți cu mine ca să faceți cum se face un clafoutis, o prăjiturică pe care o să o mâncați fără să vă gândiți la nimic și o să mai cereți un peu de șampanie. A la bună! Clafoutis ăsta este o obsesie generală, vine din Franța, v-ați prins, are o origine occitană și vine de la un verb din franceza veche, cel mai probabil, care zice că înseamnă că să umpli sau ceva de genul ăsta. Și în funcție de fructele cu care se face, el, prăjitura poartă alt nume. Adică dacă faci cu mere sau pere, se numește flonard. După aia mai e o versiune care se numește far breton. Exact ca în viață, dacă bați ouă, bați și zahăr. Ideea e că le bateți ca și cum ați avea ceva cu ele. Adică îndelung și le aerați cât mai mult. E foarte important. Chestia neplăcută la genul ăsta de prăjituri este că E foarte greu să le faci fără zahăr adevărat. Dacă le faceți cu zahăr, cu substitute de zahăr, nu se leagă substanțele astea de acolo. E puțin frustrant, mai ales dacă vrei să ajungi așa de subțire și plăcut cum am ajuns eu. Dar, chiar și așa, o secundă pe limbă nu înseamnă neapărat o viață pe șolduri dacă mergem și notăm 400.000 de metri. E, cam așa, vedeți că s-a umflat un pic, s-a legat mai bine, cam asta este textura pe care o urmărim și de asta durează cam vreo 2 minute să bateți ouăle cu zahărul. Acum o să folosim niște făină și mai păstrăm niște făină și pentru fructe în cazul în care sunt prea umede. În mod tradițional, prăjitura se face cu fructe cu sâmbure, cu cireșe, dar nu știu de ce ai băgat cireșe într-o prăjitură. Dacă mă întrebați, mie cireșele se pare că n-au niciun sens pe lumea asta, dacă nu sunt vișine. Dar, vișine, explici tu acum, Răzvan, care-i treaba cu cireșele, o să spuneți voi și pe bună dreptate. Așa că o să las vrăjeala, cernem făina, îi dădem din nou. Și exact când începeam să disperăm, că domnule, nu mai e gata odată, a luat-o ăsta nenorocit, bam, îi punem smântână lichidă. Există și variante cu lapte, dar eu zic că e mai bună cu smântână. Frișcă. Așa, ne asigurăm că toată făina, toată compoziția este bine, bine legată, că n-a rămas nimic pe margini. Folosim lopățica asta din dotare. Și odată ce am înțeles că totul este în regulă, fugim! Nu, am glumit. Ne pregătim să umplem tava și să punem prăjitura la cuptor. Așa, am folosit vișine congelate. Mie îmi plac vișinele foarte mult, le prefer cireșelor de departe. Și în cazul în care ele sunt prea umede, au prea mult suc, le pudrăm un pic cu făină. Amestecăm. Și o să fie ok, mai ok, adică. Începem să le așezăm în tavă. Puteți folosi și afine și coacăze și alte fructe. Le lăsăm să respire puțin, cam așa, zic eu.
cam pe aici suntem. Cam atât aș umple. Dacă n-ați mai făcut, o să vă placă. Dacă ați gustat, că există foarte multe magazine care fac prăjitura asta și o fac foarte bine, atunci o să fiți foarte mulțumiți. Donc, cum spun frații noștri francezi, avem un cuptor încălzit la 180 de grade, forma a fost unsă cu unt. În mod tradițional, așa se face în formă din asta de ceramică. Și arată și frumos, mă rog, facem și poze mișto, e oricum grațioasă și se și pătează frumos de la sosul ăsta de la vișine, dar oricum vișinele sunt foarte bune, cele mai bune. Și nu în ultimul rând, nu uitați că puteți să puneți și alcool în ea. A, uite cum ați început să zâmbiți. Cum am zis de alcool, cum v-ați bucurat. Comme les enfants, cum spun francezii de ziua lor, adică a Franței. 180 de grade, 45 de minute. Je vous embrasse. Și s-a răcit, arată extraordinar. O să și arunci cu ea după oameni la nervi, după italieni, dacă ești francez, așa faci. Și în acest caz ar trebui să încercăm să decupăm o bucățică. Prima bucată e puțin compromisă, că n-ai cum să intri, dar așa se mănâncă, se gustă direct din acest vas. Și hai să zicem, Doamne ajută, la a doua bucățică. Meargă bine. Că o viață și o Franță avem. Un pic de zahăr pudră. O prăjiturică informală, dar care se devorează imediat în mă, cum ar veni. Așa că, alele bleu, vive la France. Ați rămas cu mine, ați învățat. Acum gătiți și mă pomeniți. Bonjurică, au revoir și happy birthday!